Salve amicii! Cum suntem? Suntem bine? Uh, am aici așa o mică bucățică de hârtie, e și colorată, e și cu lipici. Oare ce ar trebui noi să facem cu minunea aceasta de hârtiuță? Cu siguranță uh, la frigider, la dulap, la bucătărie, la baie, pe hol, pe undeva să o, bineînțeles, ușor să o lipim. De ce? Pentru că astăzi am să încerc puțin să aduc vorbe despre listă. Despre sfânta noastră listă. Adică nu putem fără. Ce să facem? Așa-i lumea, de așa natură, încât aici noi cu siguranță că vom avea ceva descris pe lista noastră. Ce se întâmplă? Ce înseamnă de fapt și ce este lista? Lista este o înșiruire. O înșiruire de tot ceea ce noi vrem să știm la un moment dat ca să nu uităm atunci când avem undeva de mers, undeva ceva de luat, undeva care o să vedeți voi imediat cam cu ce se mănâncă lista aceasta. De ce m-am m -am apucat de asta să vorbesc puțin despre listă? Pentru că, din punct de vedere psihologic, este foarte, foarte importantă. Odată ne exersează memoria, ne face să nu uităm. Învățăm în continuare unii și alții își mai reamintesc să, să mai scrie câte ceva, pentru că nu se poate altfel. Îmi ordonează gândurile, îmi ordonez eu vremea din ziua respectivă și, uite, așa, draga mea de listă, are ceva de suferit, adică de suferit cu ghilimelele de rigoare. Adică, mie. Nu-mi place să spună cineva, a dragă, îți faci o listă ca și babetele, ca și boșorocii, dar ce tu nu ții minte? Nu e vorba de ținut minte, ci este vorba exact de ceea ce spuneam eu uh, mai înainte. Dar acum haideți să vedem uh, această listă. Uh, Știți, mai vorbeam noi odată cei care am făcut un pic de gramatică și tare mult aș dori să se facă și astăzi gramatică, de acel complement circumstanțial de loc, de mod, de timp, de scop, de cauză. Și anume, cva de cauza, din ce cauză apare această listă. Hai să vedem când apare ea. Păi poate să apară în momentul în care noi avem, ce să zic, avem de făcut niște cumpărături. Și cumpărăturile acelea sunt mai mult decât și noi trebuie să avem grijă să nu uităm ceva. Pentru că poate cel mai important lucru pe care ar trebui să -l luăm, nu l-am luat pentru că n-a fost pe listă. Sau uh, bilețelul meu au fost puțin cam uh, miculuț așa și îmi trebuia, Dita, mai o listă și a zice cineva, sugubăți, profa dragă, îți trebuie o listă pe A4. Domnule dragă, cum zice Ardeleanu, dacă trebuie musai cu plăcere, adică o putem rezolva și pe aceasta. Deci când, în momentul în care noi de obicei avem ceva foarte important de lucru și trebuie să le rezolvăm mai departe. Unde? Unde este momentul sau unde este locația, unde este locul în care această listă trebuie să apară? Unde este absolut nevoie? Când apare, când multe se aglomerează, când nu mai știu ce fac cu copilul, îl duc, îl aduc de la grânță, de la școală, îl duc iarăși în altă parte. Am de făcut cumpărături, am de aranjat foarte multe pentru că să știți că draga aceasta și sfânta noastră listă nu apare numai, numai la cumpărături. Cum? Dar mai ales pe ce? Pe ce scriu eu această listă? Păi pot să scriu pe, pe hârtie și ar fi extraordinar pentru că aș mai face niște exerciții de scriere. Mai departe, pot să am o agendă în care în fiecare zi pot să am și acestea gospodinele extraordinare care știu lista de ieri am cumpărat verdețuri, dar pe lista de astăzi trebuie să mai adaug ceva. Mai departe, folosesc... Ce să zic? Telefonul. Pentru că văd că și la un restaurant dacă te duci astăzi, te spune repede meniul, are meniul stil de listă, pe telefon ți-l citește sau ți-l spune. Deci hai să zicem că și tehnologia are, are și ea lista, lista e. De obicei, așa cum spuneam la început, afișăm lista să ne fie pe undeva la vedere pentru că avem nevoie de ea. Acum cine este cel care întocmește lista? Păi poate să fie mama, grijulia noastră care ne spune vedeți că asta, asta, asta și cu asta trebuie făcută. Ia să vă fac eu o listă să nu uitați că trebuie să luăm lucrul respectiv. Mai departe, poate să, facă, poate să facă tata lista. Da, ce are tata? Păi da, da, și tata poate că are niște probleme din acestea mai gospodărește legate de nu știu ce mașinuțe, mașini, motoare și așa mai departe. Mai trebuie să cumpere una alta pentru ca să e nevoie și aici de descrisul tati măcar în, într-o agendă telefonică, dacă nu altfel. Mai departe, bunicii iarăși, când este să ne trimită ceva. Vezi că ți-am scris o listă unde ai să găsești dulcețurile, zarzavatul, murăturile. Dar vezi, ne poate că mai e și o carte acolo. Vezi că am trecut acolo puțin mai jos pe listă, dar e o carte foarte bună. Și chiar noi putem să ne facem, putem să ne facem o listă. De asta am și venit cu bucățica de neîncepută listă ca să vedem ce am putea noi să trecem, să trecem pe această listă de fapt aș trece în primul rând eu acum o bucurie că cineva chiar cu plăcere se uite la această, la această, emisiune, la această încheie a fac cu profa și aș trece aici primul rând să nu dezamăgesc acea persoană, să nu vă dezamăgesc pe voi și să ne bucurăm cu zâmbete și cu toate celelalte, cu râsul și cu plânsul de pe, de pe ceea ce înseamnă listă. Hai să vedem că spuneam la un moment dat că ia lista din punct de vedere psihologic și nu mai vreau să repete numerarea pentru că le-am trecut pe o listă, dar ne ajută un pic și creierașul pentru că îl punem să gândească. Ce am scris acolo, unde găsesc, unde trebuie să mă duc, haide să mă întorc, mai fac niște pași, mă mai gândesc, poate că n-am scris numai un început de cuvânt, dar restul ce am scris sau nu, mai poate primele primele, primele, primele litere. Și mi-am notat eu aici o, o, o șiruire, uite, o listă întreagă, și am să încerc să derulăm împreună din Sfânta noastră, repet, listă. În primul rând, facem, avem o listă pentru cumpărături. Aici ce cumpărăm? Cumpărăm, în primul rând, alimente, pe urmă cumpărăm îmbrăcăminte. Cumpărăm obiecte casnice, cumpărăm, cumpărăm niște lucruri speciale care ne trebuie. Avem, avem o listă specială de ce și, repet, pentru sărbători, pentru sărbătorile de iarnă, pentru sărbătorile de primăvară, pentru aniversările care vin, vin în casă, pentru toți cei dragi. Te-am trecut eu acolo pe lista mea aceea scurtă. Și știu exact de ceea ce, ai, ceea ce ai nevoie. Dar, neapărat, pe această listă de cumpărături ar trebui să avem undeva și să cumpărăm ceva pentru suflet. Adică, ce? Să cumpărăm o carte sau să cumpărăm ceea ce pentru noi, în acel moment, este special și deosebit. Cartea poate apărea pe o listă atunci când mergem la o librărie sau la o bibliotecă. Vă rog din suflet. Știu că există în tehnologie există cărțile acelea pe care băgăm căștile repede în urechi și ne apucăm să le auzim auzitul este foarte bun, se dezvoltă, aveți grijă la hipoacuzie, nu dați prea tare microfonele dar e și momentul să răsfoim cartea, să o mirosim și să o citim și ochișorii și vorbele noastre au nevoie de așa ceva, de o listă magică. Mai departe, există o listă de așteptare pe unde o fac asta? Undeva unde nu ne prea place, că nu ne putem. Trebuie să ajungem acolo pentru că nu ne putem rezolva singuri. Adică este o listă de așteptare la doctor. Poate să fie o listă de așteptare la o altă instituție unde cu greu se poate răzbi. Adică am venit de dimineață, mai copile dragă, vezi că trebuie să te duci, dar uite, mă duc să mă scriu pe lista pentru că mă strigă după număr atunci când. Deci există o listă de așteptare sub tot, sub tot felul de forme pe care le putem găsi. Avem o listă de opțiuni. Mai ales noi care suntem studenți, avem acele discipline opționale și sunt sigură că există la orice universitate care se respectă din, din țară, care are o listă de opțiuni. Și tu, ca și student, trebuie să-ți alegi de acolo ceea ce pentru momentul respectiv este foarte bine. Completează sau vine într-o așteptare de altă lista a ceea ce tu găsești acolo. Mai departe avem o listă care nu ne prea place o listă a datoriilor și o să zice și o listă a obligațiilor, dar mai ales când trebuie să ne ducem la nuntă există lista obligațiilor există bani, nu știu dacă mai rămân și pentru lista cu vacanțe dar lista pentru, tele, pentru avioanele care au un preț redus și există această listă a datoriilor. Datoriile acestea pot să fie datoriile bănești, că vezi, Doamne, și banul umblă, cum s-ar spune, și e nevoie. Și există și niște datorii morale pe care le avem față de cei din jurul nostru sau față de alte lucruri pe care noi le gestionăm la un moment dat. Mai departe, avem o listă a N-ar trebui să fie aceasta lista prietenilor. Cu toate că zice italianul că degetele de la o mână și har domnului sunt cinci, să fie prea multe pentru a avea prieteni. Trei este bine, doi este normal, dar unul dacă se poate să fie de bază ca pe acesta să poți să-l sun, cum se spune, la orice oră din zi și din noapte, să-ți aducă un pahar cu apă și dacă nu poate, măcar o liniștire în suflet pentru acea aripă de pasăre care câteodată mai, e mai supărată și transmite ceva ce nu ne este nou foarte clar. mai este o listă, mai este o listă pentru ceea ce nu trebuie să uit. Păi și aceasta poate. Vezi că trebuie să dai telefon acolo. Vezi că mâine ai cursuri de la curtare. Vezi că te întâlnești cu persoana respectivă. Vezi că trebuie făcut curat. Vezi că trebuie cumpărat. Și atâta vezi că până la un moment dat să ai avea poate nevoie și de, și de ochelari. Mai departe. Uh, trebuie o, o listă care este imprevizibilă. Acum. M-a rugat cineva dacă pot să încerc un pic să aduc în discuția noastră ceva legat de o anumită listă. Dar este o tradiție, și nu pot să vorbesc despre această tradiție uh, legată de, de listă. Este mai mult așa un pomelnic și pomelnicul este una, lista este alta, se face acest pomelnic atunci când cineva pleacă din lumea aceasta în lumea cealaltă dacă trece, trece puntea sau nu trece, dacă are bănuțul sau nu îl are, dacă îl plângem sau nu-l plângem, dacă îl bocim sau nu-l băcim, acestea sunt toate legate de tot ceea ce înseamnă. Pentru că el la un moment dat trebuie să rămână în amintire. Și atunci cum spune amintim pe toate neamurile de la Ana la Caiafa, le adunăm ca nu care cumva vreau nu să se supere. Aici, cum ar spune prietenul meu latin, de gustibus non discutando. Dar ce vreau să vă spun? Practic nu este rușine ca eu să pot să folosesc această, această listă. Acum se mai poate întâmpla ceva pe lista mea să scriu foarte mărunt și să am nevoie de ajutoare, eu le spun intelectual, sau să scriu mare ca să nu mai trebuia să că să scot ochelarii, să mă mai așez pe după gât sau doamne ce se va întâmpla cu ei. Acum e mai este foarte important și culoarea pe care eu o folosesc atunci când scriu ceva pe listă. Vreau neapărat să subliniez ceva și neapărat și neapărat trebuie să fac să fac în așa fel încât produsul respectiv sau cartea respectivă sau ceea de ce am eu nevoie să ajungă la mine. Și atunci subliniez, subliniez cu roșu, spunea cineva simpatic, dă o dungă de ruj de buze. Mai departe, sunt alții care folosesc când este iarăși ceva important pe lista aceea, pentru că este o listă care o personalizez. S-ar putea ca unii să zică, măi, măi dragule, dar ce ți-a venit ție să ne povestești de nu știu ce, sau dragă, sau profa dragă, ce ți-a venit ție de lista? Da, pentru că este absolut necesar să facem lucrul acesta. Spuneam din punct de vedere psihologic, dar și pedagogic, în timpul meu pedagogic mă ajută. Alții bifează, alții au niște steluțe, niște fulgi de nea pe care îi atașează în fața la ceea ce este. Deci am pornit de la o înșiruire. Acum mai este un lucru despre care nu v-am vorbit pentru că este legat de o listă cu pile, pile și relații. Știți că mai de mult aveam PCR, pile, cunoștințe și relații. Dar de ce spun lucrul acesta? Pentru că trebuie cu foarte mare grijă să vorbim în anumite situații de aceste liste. Există o listă neagră, Într-un anumit moment istoric s-a folosit și cine a fost scris pe lista aceea neagră, nu cred că s-a simțit foarte bine. Și era lista aceea pe care vă rog, să găsiți voi cum o cheamă, eu știu cum o cheamă, la vorba de, în timpul războiului de-al doilea război mondial, a fost și un film care are și acest titlu cu listă, legat de cuvântul listă. Și acum, uneori o să spuneți, profa, acolo ai vrut să ne duci, acolo vrei să ne faci acum să revedem filmul? De ce nu? Dacă ne ajută să ne desfacem puțin la minte, să știm iarăși niște lucruri, să avem grijă la ceea ce spunem, să ne facem decantările și de ce nu să avem grijă întotdeauna de această sfântă listă? Dar s-ar putea vreunul să zică, bine, dragă, dar eu n-am hârtiuță, n-am nici așa care se lipește. Ce fac ca să nu uit? Acum, unii știind, își mai nodau, era acel obicei interesant că se ducea mândra, se ducea mai la piață, așa, da, drăguța de ea sau mătușa alea, cum zicem, noi nu avea hârtie. Dar pe zice, no, nu-i nimica, că nu o să și ce făcea. Își da Batista, un colț al Batistei. Și pe urmă, dacă mai trebuia ceva, îl da și la un moment dat se trezea mătușa noastră în piață cu, cu cele patru colțuri ale Batistei făcute în Trebuie să cum, Și E foarte interesant că, după ce cumpăra sau după ce lua ceea ce știa e că e nevoie, desfăcea nodul. Să știe că lucrul acela era terminat. Uh, înșiruirea este listă și poate câteodată e bine. Acum sunt atâtea zile, aproape în fiecare zi avem ziua fericirii, ziua mulțumirii. Nu știu dacă există și o zi a listei sau a listelor, pentru că unii au mai multe liste de făcut, dar uh, și o listă cu angajați și foarte multe altele, dar eu aș zice că o sfântă listă este totdeauna bine să o avem pe lângă noi, măcar în casă, în bucătărie, pe frigider, pe uh, ușa de la dulap, pe undeva, ca să ne fie aproape. Toate cele bune și dacă trebuie o listă pentru zâmpete și îmbrățișări. Numai bine! Salve!